Salutare, prieteni! Suntem la un nou episod în cariera cu Șumudică. Am trecut de pauza competițională, din păcate nu am prea avut bani să transferăm decât veteranul din poarta Egiptului, un portar de 35 de ani de contract. Am reușit să-l aducem pe Selçuk İnan, fost jucător la Galatasaray, la fel, în vârstă de 33 de ani, nu prea avem bani de transferuri, este o situație destul de critică la echipă. Iar eu nu știu dacă o să pot face performanță pentru cupele europene cu acești jucători. Neavând buget, chiar este foarte greu, însă vom încerca din răsputeri. Suntem pe locul 11, la ceva distanță de locul 5, Galata. Sunt 9 puncte. Însă va urma acum meciurile decisive, meciul cu Fenerbahce și cu Galatasaray. Sperăm să obținem măcar 1, dacă nu 3 puncte din această dublă manșă grea. Are roșu Atila Turan. Vor juca cu Săpunaru, da, și pe Hakimi l-am adus, este un marocan internațional, l-am adus de la Real Madrid sub formă de împrumut. Stadionul este aici plin, fanii lui Kayseri fac o atmosferă de vis. Și începe meciul, iată, suntem la un meci istoric, pot spune. Hakimi mai departe, dar Boldrin nu ajunge la balon și mingea este la Valbuena mai departe, recuperăm, dar mingea se scurge în afara terenului, minutul 4. Giuliano la balon, brazilianul pasează pentru Jansen încearcă acum, dar se dă fault. Lovitura liberă va fi acceptată de Valbuena. Haideți, Valbuena, trebuie să scoatem ceva! Ce ocazie are Fenerul! Nicola Stoilicovic se află pe locul 4 în clasamentul golgheterilor. A reușit astăzi, dar propul s-a mult mai sus, în o ocazie pentru Fener. Ocazii foarte multe. Minutul 20, suntem în atac, iar suntem Mendez, ce șut al lui Mendez. O execuție foarte bună a portughezului Ryan Mendez. Virgil Jansen acum
Zurala, Zurala recuperează și pasează la Boldrin, 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 se ține bine. Bara și este gol, este gol. Ryan Mendes cred că a marcat. Dar numărul 20, Ryan Mendes reușește să marcheze după ce mingea a fost lovită în bară de Stoilicovic, iar Ryan Mendes a avut o execuție imparabilă direct în plasa de sus. Și avem 1-0 în meciul cu Fener. Pare să avem o schimbare în bine. Echipa noastră a mai câștigat un jucător experimentat, acest Selciuk, care se pare că joacă foarte bine. Iată, este la balon Selciuk, ce torpil are. Însă mingea este salvată de Kameni. Viola centrează, dar încă o dată Ryan Mendes, Ryan Mendes, Mendes la balon, Mendes urcă foarte bine cu balonul la picior. Ryan, însă centrarea nu este ceea ce trebuia. Acum Škrtel mai departe. Valbuena. Deja intră în posesia noastră Săpunaru, până la Moții, Moții mai departe, Erkan Kaş. Un jucător extrem de bun, Erkan. Am în minutul 74 și mingea este la ai noștri. Centrare în alta cu Boldrin este deposedat de către Neto. Neto la balon, Neto urcă foarte bine și îl găsește pe Potuc, Potuc pentru Jansen. Topal, Jansen încă o dată, Jansen, pericol, însă Silvul Junior reține. Perfect. Centrează, dar resping cei de la Fener. Minutul 86. Victorie, până la urmă, meritată, zic eu. Unul la 0 prin golul lui Ryan Mendes. 3 puncte extrem de importante, nici nu mă gândeam să iau 3 puncte din
Dublaku, Fenerciku, Galata, dar iată că Ryan se pare că este într-o formă foarte bună. Și acum trebuie să ne vedem de meciul lui. 8,5 primește Ryan Mendez. Și urmează meciul cu Galatasaray. Meci în deplasare, se joacă la Galata acasă. Galeria Cimbombom, ca de obicei la înălțime. Avem în imagine pe Belhandia, marocanul numărul 10 de la Real, de la Galata. Salvează pe Galata. Kayseri este într-o formă incredibilă. Pasă la Cigrenci pentru Fernando mai departe. Belhandi al găsește pe Gomis, super atacantul celor de la Galata. Mingea este tot la Kayseri. Se joacă pe contre în acest moment. Iată-l pe Mendez. Îl găsește pe Stoilikovic și acum Mendez în care centrează către Asamoah, dar din păcate atacantul nostru nu a ajuns la balon în timp util, iar Kankaj recuperează. Brian Mendez pasă la Stoilikovic în care o apără Muslera. Ce paradă are Fernando Muslera, iar acum Galata poate pleca pe contrata Gary Rodriguez, vedem, Espinosa, bine Boldrin întoarce perfect Stoilikovic. Este... A fost offside. Da. Stoilikovic s-a aflat în offside. Erkan Kaş. Atila Turan. Mergem mai departe. Belhandia, Rodriguez în care... Gata!
Policía entra en puerta en Sierra de Murgo. Cari Rodríguez, no me puto te fio prita. Carla Casigur, un sa, sa opus de Boeri consecutivo. Eroii noștri că vor reuși să mai facă un rezultat bun și astăzi Attila Turan. Attila Turan. Spinosa Stoilicovic, Boldrin, Boldrin Ricci, bine, îl găsește pe Raya Mendez, Raya Mendez se întoarce, nu șut centrale, dar nu ajunge nimeni la balon. Ne apropiem de finalul primei reprize. Aziz pentru Lines. Suedezul Lines la balon. Îl găsește bine pe Belhandia. Centrează pentru Bașan. Ne jucăm acolo cu balonul. Trebuie să fim puțin mai atenți. Boldrin. Boldrin pentru Stoilicovic. Suntem în repriza a doua. Iată-l pe Ndiaye. Iese lung foarte bine. Însă se dă ceva, cred că este foul. Automat, dacă este foul, va fi și cartonaj roșu, da. Era normal. Însă Silviu Lung a riscat, asta e. Îl băgăm pe Ekrami. Veteranul de 35 de ani. Egiptean. Asta e, îl scoatem pe Erkan Kaş. De fapt este Hens. Cumva nu dau seama, dar nu s-a văzut a fi Hens. Asta e, cum putem să comentăm, este un joc până la urmă. Badu Ndiaye are o execuție execrabilă. Iată-l pe Selçukkinen. Gary Rodriguez acum, Inan, foarte bine pentru Giovanni Spinosa. Minutul 83, trebuie să încercăm, iată pe Viural, intră care Viural. Mingea este deviată. Ndiaye trece și de portar și ratează cu poarta goală. Badu Ndiaye era cât pe ce să ia și Ekrami roșu după Silviu Lung. Practic a rămas încrâncenat că am văzut aceeași acțiune. Am crezut că s-a blocat jocul. Terdiop la balon. Terdiop, apără Ekrami foarte bine. Dacă va mai fi timp de încă un atac, dar
Pericol! Blochează emoții, fantastic! A blocat fantastic moții și se termină meciul 1-0 pentru Galatasaray, din păcate. Reușim doar victoria cu Fener, însă să privim partea bună. Puteam să nu avem niciun punct după aceste două partide. În continuare rămânem pe locul 12, departe de cupele europene. Raya Mendez este curtat, iată, și Kasim Pasha oferă 2.800.000 pe el. Într-adevăr, este un jucător foarte bun, Ryan, și este într-o formă fantastică acum. Iată câte oferte ai refuzat până acum pe Ryan. Toți îl vor. Urmează meciul cu Karabükspor, însă îl vom simula. Avem probleme, da, Silviu Lungă a primit roșu. Și practic rămânem într-un portar, sperăm că nu avem probleme și nu va primi roșu Ekrami în această simulare care se termină 0-0. Nu reușim victoria. Și Karabük era înaintea noastră, aveam nevoie. Asta este. Vedem în episodul următor ce se va întâmpla.